Dacă ați primit procesul verbal și dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal de la ședința trecută. Dacă nu sunt obiecțiuni, trecem la ordinea zilei, deci punem pun la vot procesul verbal la ordinea zilei de la ședința trecută. Dacă cine este pentru? Dacă nu au fost obiecțiuni? Dar se abține cineva împotrivă? În unanimitate. Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Consiliul Camerei Comunei Balcan Vierzi Bacău se pun voapte în ședință ordinară din 22.05.2017, ora 14, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea trecutei bugetare la data de 31.03.2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă bugetară și rectificarea bugetului local și a listei de investiții anexe pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării programului local de acțiuni pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de care o să propuneți neastră pentru organizarea manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura în Comuna Balcani cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în anul 2017. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 8. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcani a domnului Ferenț Eronim. La punctul 8, aș preciza ceva. Avem adresă venită de la judecătoria Bacău. Acum cum deși dizne asta. Prin care zice că domnul Elisei Sergiu Cătălin, următorul suplean pe lista PND-ului, o deschis acțiunii în instanță. M-a sunat doamna avocată, nu știu cum îi zice, dacă îi scrie pe aici, și a zis că dacă se aprobă proiectul de hotărâre, o să dea în judecată Consiliul Local. Și o să ceară daunii de la consilieri. N-am avut pe cine să întreb, că ăstea mi le-am pe 18, le-am primit joi. Chiar n-am știut cum să rezolvăm. Și am zis că dacă veniți cu o propunere noastră, ori să amânăm pe luna care vine, ori, nu știu, cum spun. Cum spuneți dumneavoastră? Zii, domnule. Eu aș propune să amânăm pentru ședința următoare. Sau poate mai repede, dacă vine. Sau poate mai repede până când se clarifică situația. Pentru că noi nu putem să intrăm, să ne amestecăm în interior. Veniți și de la avocat de adresă și de la judecătorii. Pentru că asta e problemă care și-o rezolvă ei în partid și eu consider că s-o amânăm până când luați cu neascăritura sau cu un avocat. Cine este pentru suspendarea punctului 8 și amânarea până la soluționarea cauzei? Sau până pe următoare ședință? Nu-i până la soluționarea cauzei. O să țină și 2 ani. Nu știu, eu nu dau acolo. Să duci două primari, vede care treaba, întreabă un specialist, noi nu suntem juriști. Facem o ședință de urgență dacă nu se poate dată. Da, de-am dată sau n-am. Da. Cine este pentru amânarea punctului? De noi. Da, dar unde sunt? S-a abținut cineva? O abținere? Două? Da, da. Două abțineri. Și domnul Barna? Domnul Gânga, v-ați abținut? Da, m-a abținut. Nu știu despre ce. Dar nu știu. Domnul, implicăm așa. Partidul. Am văzut că de la partid are ok-ul, dar dacă au proces pe rol, până la soluționarea cauzei, nu suntem juriști ca să știm exact despre ce e vorba. Poate să-mi dea și domnul judecat, poate să dea și partidul. Da, dar nu trebuie să specificăm noi până la soluționare. Nu, până... Am spus până la următoarea ședință. Până la următoarea ședință, când zidim domnul primar să vorbim, să vă aduce la prefectură, și întreabă un jurist, un specialist, domnule, cum e ca să fie ilegal. Pentru că noi avem nevoie de consilier. De asta, nu să amânăm. Amânăm ședința asta. Amânăm punctul ăsta, da.
Mai avem dar trebuie să rezolvați problema în interiorul partidului. E rezolvată în interiorul. E rezolvată. Nu știu ce problema în interior. E rezolvată. Întreb la prefectură, zvăd care... Da, părerea mea, noi am încheiat un acord de parteneriat cu domnul avocat ieri, nu? Părerea mea, faceți-l ca să fim și noi acoperiți, și dumneavoastră, și în mod legal. Faceți scris să vă dea exact vorba domnului președinte. Exact, sunt anumite probleme juridice, de finețe pe care noi nu le stăpânim. Pe asta e. Nu, trebuie juristul prefectorii întrebat, mă duc personal acolo, întreb. Faceți adresă scrisă și cu semnătură, ca să avem acolo. Trebuie, oricum n-are cum să nu se ceva se întâmplă. Am mai venit domnul consilier, domnul inginer Iliescu, cu un proiect de hotărâri pentru prelungirea contractului concesionarii încheiat cu Vornicu Pavel până la finalizarea procedurii de licitație. Pășunea. Pavel Vornicu are luat în concesionare. Da. Și să-i prelungim contractul de concesionare. Supunem la vot. Nu, supun la vot punctul. Punctul. Introducerea de ordinea de zi. Acest punct se indi pe ordinea de zi în ședința de astăzi. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotriv? Acum supun la vot. Nu, dăm la primul punct. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea. Privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data din 31.03.2007. Întrebări. Discuții. Da. Trebuie întrebări, discuții. Astea îți dau material cu 5 și 10 înainte să vină să... Da. Da, da, să vină, doamna contabilă, probabil că aveți întrebări. Da, nu. Pe dumneavoastră. Ceva nu, doamna contabilă. Văd că sumele sunt aceleași, bugetul e același. Ați reușit să vă ajutați de la Telecom să negociați ceva? Da, am negociat, am schimbat contractul. Început din luna care vine, 10.000 câte ori rămas contractul. 12 milioane, luna. Da, vă rog, cum ați fost semnat? Prima a zis că s-a negociat la Telecom și ședința următoare să ne prezinte nouă contract. Specificat în procesul verbal. Dacă îl trimit semnat, ei. Deci nu, dacă îl trimit semnat, Telecom, Rom-Telecom. Păi într-o lună nu trebuie nu știu, contract? Nu, nu-i treaba mea. Între undeva cu 18 mai, că atunci era data de emitere până pe o pietă de lună, pe data de 18, se emite factura. Să începând cu 18 luna asta, mai este un contract. Da. 18 luna, da? Mai vreți să... Nu, dacă mai vrea cineva să ia cuvântul la primul punct al ordinii de zi. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Să abține cineva? Plei abține. Votează? Da. Trecem la punctul de ordine de zi. Proiectul ori privind aprobarea utilizării unei sume din fonduri de rezervă bugetare și rectificarea bugetului local și a listei de investiții anexe pe anul 2017. Trebuie. Domnul Barna? Da, puteți. Ne puteți explica mai exact pentru ce sunt ăștia 700 de milioane? Da, domnul Barna. Așa cum am scris și în referat și în raportul de specialitate, din suma pe care inițial am prevăzut-o în buget, cea de 250.000 la fondul de rezervă bugetară, pentru investiția care urmează a fi finanțată prin PNDL, modernizarea drumurilor locale. Care e? Punct, exact. Așa... Păi nu vă zis acum. Nu. Exact. Punctual vorbind. Unde se deci primăria a depus o cerere pentru obținerea unei finanțări la Ministerul Dezvoltării pentru aprobarea unui proiect care se va chema modernizare drumuri locale. În ce punct e? Proiectul este mare, nu pot să vă explic eu proiectul. Dacă eu vă spun doar cum se numește proiectul. E frumoasă, dacă greșesc, domnul Ger, îmi spui. Prelungirea pe Valea Frumoasei, Pumării, Gheogaru, bisericii până la cimitir, Biserica Catolică până la cimitir, cartier, avem cartier, nu avem cartier, Balcan, prelungirea drumului da, strada Brutăriei, Ludaș, linia 1-4, până la potul, în spatele cimitirului, la Dragul, Ludaș, linia 1-2, spre domnul Avram, linia 1, 2, 3, 4, liniile alea,
la Schietu, că Gideon... Prelungirea Coman. Prelungirea Coman până încă 200 de metri. Căsoasa. Și Știrbăț. Știrbăț. Bun. Și când putem și noi vedea proiectul ăsta scris? Păi acum se face proiectul. Pentru a putea verifica de această finanțare, primăria trebuie să pregătească toate studiile de fezabilitate, inclusiv documentații tehnice. Care e lungimea totală? 5.300 km. Ei, pentru că la momentul întocmirii bugetului nu am știut suma exactă pentru proiectare, iar acum o avem, am propus ca din suma pusă acolo în fondul de rezervă să mutăm pe capitolul care asta trebuie. Asta am înțeles. Asta am înțeles. Dar 5 km de ce aveți nevoie de avizii de la Delgaz dacă noi nu avem gaz? Delgaz? Păstă, de ce avem nevoie de aviz Delgaz? De la gaz, dacă noi nu avem gaz. Așa se numește societatea, dar de fapt E.ON, fostul E.ON, se numește Delgaz. Ah, bun. De la Telecom, ca să modernizezi drumuri, de ce ai nevoie de aviz? De cum ce ai nevoie? Dar liniile telefonice nu sunt. Unde sunt? Pe drum? Da. Deci pe lângă drum. Pe lângă drum. Da, avem nevoie de avizul lor. Conform legii. Acolo nu i-am făcut noi un paragraf din lege scos. Am înțeles. Deci noi am preferat să nu obținem niciun aviz. E foarte simplu, nu mai trebuie. Cheltuim o grămadă, doar pentru că... Se face totul mult mai repede fără aceste avize. Dar... Bun, și fără revin la întrebarea. Când ne dați și nouă proiect? Când gata noi... proiectul. Dacă e în lucru? E în lucru, dar și în avizele. Dumneavoastră, vă că știți ce ați propus. Doamne, să mai discutați o ședință de proiectul ăsta. Când acum e la proiectul, nu s-o știut pentru prelungirea, s-o votat, bine, că care nu au votat n-au de o zârșit. Nu, eu nu votez pentru că nu mă puneți la curent cu ce se întâmplă. Vedeți acum, eu vă întreb când mi-l aduceți scris. Când e gata, dar eu pot zic că mâine și dacă proiectantul nu e gata proiectul. La ce vă referiți? La partea de proiectare sau proiectul aprobat? Da, nu aprobat, nu mă interesează aprobat. Să văd ce vreți să faceți, exact. Proiectul, ce vreți să ce mi-a zis domnul primar, să văd și eu punctele alea scrise, să văd la ce lucrați. Dar nu eu, Consiliul Local. Da, e bibliuratul, dacă vreți, aduc sacoșa cu dosarul. Așa mi-ai zis la telefon, că mi-a dus la tot ce am cerut eu. Păi o să mai fac o cerere. Păi am făcut de o lucrare pe ori te-a sunat? O singură dată. O singură dată? Da. Am înregistrat. Nu revin la subiect, domnule. Păi revin la subiect, lăsați-mă să termin. Da, da, asta trebuia să veniți la comisii și la comisii stabilește asta. Aici aprob sau nu aprob? Domnul președinte, venim o dată pe lună în bătaie de joc aici. Nu știm pe ce să cheltuie bani. Și într-o oră vreți să scăpați de noi. Stăm aici până la 12 noaptea, până mă lămuriți. Da, dar nu putem să stăm că asta nu vă lămuriți în... Păi așa zi mai prost, mai greu de cap, nu sunt așa deștept ca ești. Ce mai trebuie? Spuneți ce vă mai trebuie. V-am spus, vreau să văd scris ce mi-a spus dumneavoastră. Nu să vi-l dea, face scris și vă aduce. Dar nu vă fac scris, consemnează doamna procesul verbal și ședința următoare mi-l prezentați, că doar de aia sunt în consiliul local. Da, dacă vreți alt consilier, așa vi-l aduce acum, domnul consilier, să trăi sau cor cu dosare. N-am înțeles. Adică nu, eu chiar vorbesc nu, degeaba vorbesc aici. Ba, nu, dole, n-ați ținut cont de nimic din ce v-a rugat eu până acum. N-ați venit să-i luați, au lucrat băiețul două ce săptămâni. Și ați cerut. Ba am sunat și mereu mi-a spus care treabă. Ba că e la Bacău, ba că e la Onești, ba că e nu știu pe unde pleca. Și acum asta ar trebui toată masa asta în prășeit cu ce-ați cerut. Foarte bine. Dar le avem, le avem pregătite. Și când are timp să vin să le văd și eu? Nu pot să dacă niciodată când îl sun, nu e disponibil. O singură dată a sunat domnul Bacău. V-a sunat de 3 ori. Nu poți să te iei. De 2 ori am vorbit la telefon. Da, nu mai ce să... Da. Domnul primar, referitor la ăștia 70.000 de lei care pentru proiect. Da. În proiect e prins. Ați văzut acolo podurile cele care se ducă prins să facă ceva la ele, să consolideze. Apărători de mat, din diguire. Din diguire, da. Și la Șpion acolo unii s-au rupt asfaltul. Nu aproape, am, dacă am mă... la poduri. O să fie alt proiect, e poduri că nu o să avem. Nu am la poduri. Nu, dincolo de pod, unii strâmb, unii a fost accidentul cu două mașini. Deci acolo, dacă mai vine o apă, deja se rupe asfaltul, se duce jos. Îi prins. Să prindem proiect, să prindem proiect ca să facă. Asfalt, nu știu, este asfalt acolo? Unde asfalt, nu mai punem asfalt. Dar e rupt asfaltul. Bă, ăla trebuie proiect separat. Deci e rupt asfaltul. Ca să faci asfaltul acolo, trebuie consolidare și digul are înălțime de 3 metri. Deci eu asta întreb. În proiectul respectiv îi prins și reparația acolo? Nu, e drumul. Pentru că îi nu avem noi treabă cu drumul. Noi avem treabă cu consolidarea. Nu acolo, avem digul, noi acolo. Acolo e bătut cu soneta. Ai făcut un dig de sonetă când era petrolul, da? Și așa rămâne. Deci nu se mai face nici reparații. Da, se face. Păi, dar nu putem face toate în 3 luni, decât în 6 luni. Da, aici, acolo e ceva urgent. E ceva urgent. Deci, hai să mergem odată.
să vedem cu ochii. Știi ceva de mai urgent? La Balcan marginea, în curbă aici, dacă intră, nu mai poate să vină tot schietul, nu are pe unii treci. Eu am văzut și la Balcan. Am văzut și la Balcan. Dar acolo, la unii spună, de la deal de podul ăla care e rupt, deja s-a dus malul, s-a lăsat vreo 30 cm asfaltul, e rupt. Dacă mai vine o apă să nu, și nu mai ai, treci cu piciorul. De ce nu e urgență acolo? Și am zis că tu, hai să prindem și acum, cât se poate face. Nu crezi că proiectul ăsta, dacă l-am prins acum, până în toamnă, gata, asfaltăm și... Păi dar nu-i gata, dar măcar pe la apă la anul să fie. Mai prindem un proiect. Alegeri, și asta de și, exact, și încă da, ceva, de asta... Așa. Vrem să știm și noi. Am fost chiar duminică. Mă duc din când în când. Am fost pe Coma. De drumul la rupt, s-a făcut iamul. Acolo, urgent, da. E prins în proiectul ăsta. Nu, nici la Coma, da. La Coma, e prins. Da, asta vrem să știm și noi. Când ne trezăm cu proiectul, că s-a vrut, da, stați că nu prins. Să face asta unii drumurile mai buni și unii rupte nu se face din cheltuiela mai mare. Deci asta vrem noi să vedem, să fie prinsă și urgență. Puteți veni și dumneavoastră cu proiecte, că nu sunt dorința. Nu, eu nu s-a angajat proiectul. Dar nu s-a angajat, tu trebuie să fac un consilier local, vine cu proiecte. Un consilier, eu în calitate de consilier am venit și am spus, Comanul, dacă nu trebuia să știm, dacă nu spuneți, eu nu știam, credeți ce acolo? Păi trebuiau făcute, domnule, aveți 20 de ani de primărie. Domn primar, stați puțin. Nu, am un an. Din ce an sunteți dumneavoastră vice în comună asta? Din 2000. Din 2000. Care-i treaba vicelui într-o comună? Deci mi-a făcut treaba. E pe teren, domnul. Ce treabă v-ați făcut? Mi-am făcut treaba. Dacă nu unde vedeam, v-ați nu făcut-o? Trebuiau făcute, domnule, până acum, tot că n-am avut timp, dar în 20 deci de ani... Deci la casa omului nu se fac toate, nu le poți termina. În 20 de ani nu se fac la casa omului. Nu, că moare omul și nu termină lucrurile la casă. Da. Dacă mai vrea cineva să intervenim în acest lucru. Pentru oamenii la care... Da, mai vorbim la diverse, asta sunt la diverse, nu la punctul ăsta. Păi nu sunt la diverse. Să pun la vot acest punct. Cine este pentru? Da, normal că-s Pietru, că vă trebuie banii alocați, că vă răbandeți toate. Dar cine cineva? Trecem la punctul numărul 3. Premiul privind însușirea Curții de Cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public în Iași. Da? Ziceți. Dacă e cineva care vrea să intervină la acest punct? Da. Tot eu. Explicați-mi despre ce e vorba aici. În ședința trecută, din aprilie, parcă, comuna noastră a aderat la Asociația Comunelor din România, ACOR, mai exact. Cei de la ACOR au creat un organism profesional care se cheamă un corp al auditorilor experți, nu știu cum se cheamă, că nu mai țin minte exact, auditori. Deci auditul intern în instituțiile publice nu se poate face decât prin angajați proprii sau prin asociații sau organisme profesionale. Întrucât activitatea de audit nu este organizată la nivelul comunei noastre și la nivelul niciunei comune din județul Bacău, deși legea există de câțiva ani, ACOR-ul a înființat această structură asociativă care va angaja auditori, 3 sau 4 după cum au ei de gând, pe care noi să-i utilizăm pentru activitatea de audit, pe bază de acord de colaborare între primării și ACOR, Asociația Comunelor. Bineînțeles, activitatea se va plăti. Bun. Pentru că este cotizația activitate... pentru ce o mai dăm atunci? Cotizația de 1100 de lei pe care am aprobat-o a fost așa, pentru funcționarea asociației. Bun. Acum, de ce nu ne-ați explicat că n-am votat exact ce ați spus acum? De ce nu ne-ați spus, băi, vedeți că noi plătim... 1100 taxă ca să aderăm la structura asta și pe urmă o să trebuiască alți bani separat ca să trebuiască făcut auditul. Indiferent dacă o facem prin ACOR sau printr-o altă asociație care deocamdată nu există nicăieri, așa, activitatea de audit se face doar cu bani, nu face nimeni gratuit. La momentul când a venit propunerea de aderare la ACOR, nici n-am știut de această intenție a lor de a crea această structură de auditori. Bun, este noi am aflat ulterior. E reglementat prin lege că auditul lege trebuie făcut la o anumită perioadă. Există legea auditului public care spune lucrul ăsta. Așa. Da. Și care, ca și măsură, la ultimele 2-3 controle ale Curții de Conturi ne-a fost trasată sarcină să organizăm auditul intern în cadrul instituției. Pentru că nu putem angaja și nici nu găsim un auditor public care să fie angajat permanent al instituției, pentru că nici nu s-a justificat un post de auditor, deși noi l-am creat ca și post în organigramă de acum câțiva ani. Dar nu poate fi ocupat efectiv, va fi pe bază de colaborare. Deci îl vor angaja unul sau doi pe care îi va angaja asociația și îi va folosi fiecare la nivel de țară, cred.
Și ei sunt pe regiuni, că acolo este Asociația Comunelor din România. Sunt structuri regionale și județene. Am înțeles. Da. Și la noi ce sumă o să trebuiască să plătim? Cât vor ei sau stabilim o cotă parte? Păi, probabil că vor stabili tot dumnealor plata orelor. Depinde de numărul de ore pe care îl va efectua, da, ca și activitate. Și avem noi activități. Exact, și numărul de ore pe care îl va desfășura auditorul în cadrul instituției noastre. Da. Dacă nu mai vrea cineva să intervin? Dacă nu, până la mulțumesc pe el. Da. Da, vrea domnul Gânga? Primăria, câți auditori are Balcanul dacă aprobăm această, la, să aderăm la această filială. Deci nu va fi al primăriei. Deci nu va fi? Este angajat de asociație și pe bază de contract de colaborare noi vom folosi acel auditor un număr de ore pentru a-și desfășura activitatea de audit. Pentru că am văzut că nu e obligatoriu. Deci oricând Consiliul Local poți să întrerupă acest contract. Dar cu clauza... Dar primarul rămâne cu activitatea neîndeplinită. Adică el dar, după trei, dar după 3 ani să scoate din evidențele filialei Bacău. După 3 ani, dacă Consiliul Local vede că ceva nu e în regulă, printr-o hotărâre a Consiliului Local ne putem retrage, dar după 3 ani, noi aici mai cotizăm încă 3 ani după asta. Eu părerea mea, zice că noi suntem primii care aderăm, deci și nu ne s-a spus exact suma, și comunele care sunt afiliate la Cucine. Este un model cadru, deci este un acord cadru de colaborare deocamdată. Nu sunt stabilite condiții clare, nici de angajare, nici de plată, nici de nimic. Este un acord cadru care, după ce este aprobat de toate comunele membre ale acord, va fi aprobat în forul superior al asociației. Știți unde vreau să ajung eu? Da. Pentru că la noi, înțeleg, legea spune, o face, noi ne dăm după lege. În momentul noi când am votat, deja rândul trecut s-a votat să... Aderăm, n-am știut ce urmează, da? O urmat etapa... Indiferent dacă aderăm sau nu... Dacă bun, lăsați-mă să vorbesc. Da. O urmat etapa asta care noi n-am știut de ea, da? Presupun că noi o votăm. Urmează etapa următoare. Etapa următoare vin salariile sau ce vin făcute, cine știe ce le mai trece prin cap. La asta vreau să ajung. O să pățim exact ca Adisul. Bun, noi mergem. Dacă așa spune legea că trebuie și controlele astea interne trebuie făcute, votăm. Dar dacă după aia tot vine cu tot felul de belele pe capul oamenilor, nu a noastră, că până la urmă nu plătim noi, plătește comuna. Noi trebuie să facem ceva în binele comunii. La asta vreau să ajung. Deci, la avantaje spre puțini pentru comună, iar la dare, trebuie să dăm o grămadă de bani. Este o obligatorie pe care trebuie să o asigure toate instituții republicii, cea de organizare a activității de audit intern. Da, dar de ce nu vine de prima dată? În momentul când am venit, domnule, facem o filială, cotizăm cu atât, avem salarii atât. Nu s-a făcut niciodată. Și păi e o problemă națională treaba asta, faptul că instituțiile mici, care au angajați puțin, nu-și permit să plătească auditori, să aibă în structura proprie. Plus că nu este asigurată nici faptul că este angajatul în subordinea primarului, nu se justifică foarte bine, este un fel de conflict de interese. De aia auditul se face de o entitate externă și nu internă. Înțelegeți? Deci toată lumea are aceeași problemă. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Există o lege a auditului. Dar ține cineva? Da, se cu majoritate. Da, noi abținem. Da. Trecem la prediori privind aprobarea actualizării programului local de acțiuni pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Doamna Angela, despre ce vorba aici? Este vorba de postarea gunoiului de graș. Dar noi n-avem cazuri din astea. Dar trebuie actualizate că se fac periodic. Discuții. Da, discuții la acest punct. Zi, doamna. Periodic... Ce înseamnă la lume? În vedere că în fiecare an se schimbă efectivul de animale, atunci e obligatoriu să facem planul de acțiuni, să-l actualizăm din când în când. Da. Nu suntem bucuroși. Mai e cineva care vrea să... Nu pune la voi. Cine este pe an? Dar ține cineva? Trebuie să-l apuncu celălalt. Cine? Proiect de privind alocarea sumei pentru organizarea
manifestări culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura în Comuna Bancani cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în anul 2017. N-am trecut nici suma, noi ați decideți acum ce să cumpărăm, dacă are cineva timp să ducă să cumpere, să nu mai pățesc acum. Dulciurile, bomboanele, domnul Gânga chiar te-a rugat să te ocupi. Suma asta prevede numai ce le dăm la copii, da, sau și premii? Premii, cupii, medalii, diplome, tricouri. Nu neapărat tricouri, pot fi altceva. Noi am dat pe care am dat copiii din tricouri, erau... Na. Cum decideți? Șerci, am înțeles. Mai avem în stoc niște șerci, tricouri, da. Da, aveți propusă vă sumă? Păi eu anul trecut am trecut atât? 10.000, da. Anul trecut ce sumă? 10.000 anul trecut. După 10.000? Da. Dar problema e că aici avem, am mai venit, am invitat-o, doamna Hâlborea Mădălina, domnișoară, nu știu că s-a părit. Cu muzica. Cu muzica, da. Și trebuie să, o să tai o factură, dacă sunteți de acord, să vă plătim și pe ea, să nu vină cu muzica, cu ăsta, ceva frumos. Da, cine cântă degeaba. Da. Grea. Nu degeaba, e cât la furnică. Păi suma... Anul trecut a fost 10.000 și cât o să fie acum, ar trebui... Noi nu putem să decidim o sumă până când nu stabilim cam cât avem noi, dacă stabilim, nu neapărat să o cheltuim toate. Da, aș propune sumă eu. Pentru fiecare copii stabilim... Aș propune o sumă de 20.000. Pentru că e ceva frumos, ceva deosebit, mai ales dacă am rugăminte, o rugăminte, un pic. Nu, am rugăminte. Când vorbesc, când nu vorbesc nimeni peste mine, că eu am stat, am înțeles că ai terminat discuția. Nu am terminat discuția. Bun, atunci continuați dumneavoastră. Așa, vă mulțumesc frumos. Da. Întâi să stabilim cât dăm la fiecare copil și putem pune un plus minus, cum a spus, chiar dacă rămâne, să pun deoparte bani, dacă eu nu rămân, asta este. Să stabilim în funcție de ce și punem în pachet sau ce se dă la fiecare copil și după aia putem stabili și suma totală. Nu, eu zic să rămâie aceeași sumă. Plus, ar zice să plătim asta. Păi, mama, dacă vine să cânte, trebuie să-i dai. Păi, dar normal. Cât cere, cât... Am trecut cu 4 ani, am dat 8.000 de lei. Dar și la muzicanții noștri care vin acolo și cântă. 800 de lei de domn primar, asta nu mai trece. Asta l-am la pe. Dar nu vine, nu vine. Domnul la consilier, da, formație de afară. Explica și tai factură să fii numai cu tot dau de la. Nu ni se zmei. Dai. Da, la lăsă de la frumos, le dau și lăsă bani. Și dacă te degeaba vrei, Iron. Da, doar acum a prins pe ei. Lasă că prin. Nu le dăm, nu vin să cânte. Maica Domnului. Dar ești de plus mâncare. Da, cu mine propunerea. Da, și acum să. Nu, Iron. Să zumbi, domnul ăsta. Asemenea? Nu. Nu, continuați. Vine acum cu o propunere de sumă. Da. 25.000 de lei. Poate să deși nouă ceva. Nu știu. Pentru tot ce organizează. Sunt bani, așa, din propus. Deci banii, banii. Acum dumneavoastră aprobați sau nu aprobați. Da. Asta nu înseamnă că și să aprobă. Punem aprobarea. Pentru că, practic, doar a spus clar, că doar suma nu-i musai să o cheltuim. Deci o fixez și ce rămâne, nu știu cât ți-e revin. Atunci când s-a făcut bugetul... Da, nu e așa, nu facem concurență, dumneavoastră, doamna contabilă, din fondul de rezervă, de unde luați banii? Păi de asta zic, nu trebuie să facem concurență, de unde aveți banii? Vreau să vă spun, când am făcut bugetul, păi asta e. Care am gândit-o și am pregătit-o la momentul respectiv, a fost egală cu cea de anul. Păi de asta zic, da. Nu-i... Și atunci e mai greu să faci propuneri care exced prevederile bugetare, exact. Pentru că nu pot fi cheltuiți. Rămâne ca anul trecut. Rămâne ca anul trecut și plus pentru fata care o să cânte. Poate la fondul de rezervă. Rămâne undeva la 15, propun eu, să se zic și eu. Eu propun 15%, 15.000. Da, să fie 15.000 totuși. Dăm și la muzică de acolo. Nu. Ce e că aici 15.000? 15.000. Hai să punem puțin. Propune, da, încadrăm. Supuneți la vot. Supunem la vot propunerea domnului Gânga. Prima, nu a mea. Bun, a ta. O punem pe al domnul Haptil cu 25. Cine este pentru? Bun. Supunem la vot propunerea a doua, al domnului Gânga, cu 15.000. Parcă așa, nu? Da. Cine este pentru? 15.000. Deci, nu? Abține cineva împotrivă? Deci, Eugen, nu? Da. Așa este corect.
explicație, suma aprobată este o limită maximă până la care se pot face cheltuieli. Nu înseamnă că ea obligatoriu se va și cheltui, dacă nu e cazul. Dar nu sunt documente justificative pe toată suma. Da, trebuie să vezi interabil cu copii, cât vin, cât nu vin, de activități. Sunt activități structurale, sunt sportivi. Păi ar fi bine bar în discuții să fie, auzi, domnul Gânga, dacă permiteți, în discuții. Nu știu prea, luăm diplomii ăsta copii pentru locul 1, 2, 3, domnii consilieri. Trebuie, am dat. Și tot tricouri, șepși sau altceva, nu văd ce altceva. Și pentru consilieri? Ce credeți că ea i-ați impresionat în anii anteriori? Pe tricouri, fetele... Pe cum să mă? Tricouri, șerci, o diplomă, probabil cupii medalii, nu? Acum ne-ați zis că ea e mai mai degrabă minge. Minge, da, și minge, da, minge. Mai folosești și acasă. Da, da, pe echipă te spune la școală. Consultați profesorul de educație fizică? Da, stabilim. Tricouri, șerci. Deci o minge la grup, la echipă, cât de hamba, cât de fotbal. Aprobarea planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017. Domnul Urgență, nu e aici? Dacă sunt discuții. Aici la cașul bani, stați, nu e dreptul mică. E planul pentru... Asigurare cu resurse umane. Da, gestionări în urgență. În caz de calamități, de probleme de astea, câte persoane ar trebui... Ați văzut tabelele, da? Da. La înștiințare, două persoane, necesare. Existent 3-4 deficite. Recunoașteri cercetare, 2-2-0. Căutare, salvare, 5. Asta e din legi luate pentru domnul Ungureanu. FSVSU, el l-a făcut. Vreți să-i aprobați? Nu, da. Dacă nu vă intervenim în acest punct, supun la vot. Cine este pentru? Da. Punctul numărul 4, pentru hotărâre privind alegerea președintelui. 7, da. Alegerea președintelui. Pentru hotărâre privind alegerea președintelui ședință. Da. Faceți vot. Propun. Domnul Cornel, zice. Pribaciu Antonel. Da. Ultima e cu mașină. Vreau eu. Altă propunere, dacă mai e domnul Gânga. Propun unul și de la PNL. Văd că tot este. Propun pe Barna. Da. Mai este vă propunere? Mai vreau să mai fac propunere? Propunem în ordinea așa cum a fost. Cine este de acord ca domnul Baciu Antonescu fi președinte pe următoare 3 luni? Da. Și a ține cineva împotrivă? Nu, eu pentru domnul Barna. Nu mă gândeam așa să număr la PSD că s-au fost azi, cine urmează? Domnul Rață să vorbească și după aceea ca să știm. Nu vorbim la început. Da, data viitoare propunem domnul Rață ca să terminăm. Să terminăm, da. Asta ca să terminăm, știți, ca să terminăm cu PSD-ul, așa. Da. Da, să terminăm. Adică aveți să ne achitați. Domnul Cornel, vă zic domnul președinte sau cine v-a zis? Propuneți. Am votat. Votat. Nu, data viitoare. Proiectul de hotărâre, să ceva divers, că ți-a luat amânat. Mai avem un proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii. Nu, ca să termin pe sfârșit, pentru că trebuie să termine ei acolo. La PRM. Un pic de liniște. Eu nu sunt la PSD. Vorba vine. Da. Ai. Băi, eu fac documente. Vorba vine. Mi stăm la școală. Am vot să fie PSD. Mi stăm la școală. Asta-i treaba. Toată ziua. Păi da. Proiectul privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 4-2012. Discuții? Cine nu le-ați avut? Domnul Vornicu Pavel are un an de concesiune care expiră mâine. El la ce? Concesiune la Pășune. La Pășune. Și pentru APIA eu cerut să aibă tot anul. Să-i dovedească. Și dați-mă pentru anul ăsta, nu? Pentru... El a încheiat contract mai târziu, în 2012. A fost o licitație separată. Da, și acum dacă îi dăm, pentru cât timp îi dăm? Până la organizarea procedurii pe toată Pășunea. Da. El încă la anul se poate. Pe la anul. Nu, nu. Clarificat cu Pășunea. Pășunea. Da. Cine este pianul? Ai și dăm. Abține cineva? Îi dă și loc peste gândat? Pe jumla diverse.
Domnul Dinete, ce zic, doamna director, la școală, doamna Tănășință? Am stabilit, pe 4 iunie se face, pe zece că... Dar o zi ceva să zicem... Dacă propunem fonduri pentru ce? Dacă... Nu fi rușurință, și o numele rușurință. O zi ce vreau să zicem, după să administrație, la problema, că atunci când vine rectificări de buget, face și noi o... Poate un raport necesitat sau cum cheamă ăsta și referat necesitate, când mai sunt anumite cheltuieli care o depășesc bugetul, vin cheltuielile alea cu acoperitul școlii, costă mult, manoperă. Și mai era vorba despre alea care merg copiii la WC-ul din spate, la toaletă, așa. Cred că ar trebui și la bănci acolo, la unii stau afară la... Da, au acolo în spate, la perete, o plasă de sârmă pentru protecție. Dacă... Să nu mai bată mingea la perete. Da, așa, sport. Sunt, au bugetul, școlile au bugetul. Da, când la o rectificare, nu e asta vreți. La o rectificare, da. Putem niște bani la școală, da. Deci să aveți în vedere când o fi rectificare de buget. Dar se poate. Mai vrea cineva să intervine domnul Barna, ziceți. Eu aș vrea să-l întreb domnul Vasile dacă are izolată casa. Da. De ce ați izolat casa? Era așa, nu înțeles că e bine. Pentru confort termic, nu? Și pentru asta, da. Căminul pentru ce l-am izolat? Fiindcă era tencuit cu din aia, cum... Stroc, așa să-l tencuim din nou, ca să-l îndreptăm, să-l facem frumos, costa mai mult decât izolația. Bun, când s-a tencuit rău, erați ce? Nu puneți întrebări. Nu știu, așa era moda atunci, cu sursuri de... Erați viceprimar sau nu? Da, eram viceprimar și așa era moda. Era mai rău de nu, păi și la casa omului, dar cu vară, în fiecare an, la parc, cu vară. Și pentru ce l-ați izolat? Exact ce v-am zis mai înainte. Și nu mai despre. Da. Stă cineva în cămin și moare de frig, nu? Nu pentru frig, era costul mai mare dacă îl tencuiam. Așa arăta și omul. Da. Asta. Dacă e ceva de râs sau e ceva anormal... Da. E anormal să faceți lucruri în bătaie de joc. Trebuia tencuit să cheltui mai mult. Nu, trebuia făcut de prima dată. Pe prima dată când s-au făcut acum 7-8 ani, așa era la modă atunci, cu țursuri. Așa era la modă. Erau toate majoritatea caselor care se construiau. Eu așa se lucrau atunci. Se lucrau? Se lucra. Se lucra, da. Da, da. Dacă mai vrea cineva, domnule. Am văzut la Balcan, la biserică, la Balcan Marginea, chiar parcarea aceea ar trebui nivelată. E și numai nivelată. Dacă vrei să tragi mașina, trebuie să o ții în asfalt, nu poți să duci, când cum a făcut apa. După asta, când vii la Căsoasa, s-a promis când se stă ploile, duce la bun sfârșit lucrarea de acolo, să aibă un stoar și mașină. Îi facem și acum. I-am apucat de șanță. Vrezi de șanță de termină. Pe viitor, dar noi într-o lună de zile. Vine, băgăm ea tischet. Nu putem pentru un proiect. Am la acum vreo două termine am spus să ne ocupăm de parcuri, să facem, să punem la băncuță toate riglele care trup. Ne facem cu băieții, nu cu băieții. Și o spun aici în ședință, este la pod, la Binoni, la școală, acolo la pod. Deci trebuie văzut la fața locului cu alea două liguri, pentru că dacă mai vine o apă mare, ne ia cu tăcu căs pe acolo. Deja apa s-a blocat, a crescut malul sus și pericol de inundații. Trebuie făcut ceva acolo, da. Spart digul cu ce, dar nu găsim cu ce. Bombă. Este picambăr, se găsește un picambăr adus, închiriat, pentru că deviază apa și rupe. O liberă, mă, timp liberă. Timp, nimeni nu zic că face, nici Dumnezeu nu a făcut tot. Da, văzut că nu se stă. Când am intrat noi cu toții, nu se stă în comunitate. Păi, acum am văzut că sunt utilaje, se poate face. Sunt utilaje, se face, dar ăsta de loc. Păi, se face, nu ați că nu se face. Dar să nu ne uitați pe noi la schid. Chiar că suntem băi... Ați văzut, m-am apucat din scena aia, vreau să fac ziua schiteanului sau...
Ziua... Cioclarul. Nu mai sunt cioclare acum. Ziua cioclarului. Da. Nu, da. Bradu, Balcar. Care e următoarea uliță pentru asaltare? La tine, acolo, la... Serios? Nu-i presă. Dar nu-i presă în colegiul ăsta. Asta e finul meu, de asta vorbesc eu. Asaltări în afară, dacă nu ești afară, îi place. La bugetul de la anul, prindem la începutul bugetului. Deci anul ăsta nu mai face bani. Dar nu sunt bani. Adică n-am prins bani. N-ați văzut cât mi-a ținut o lună de zile, apropo de avizul de la Rom Telecom, pentru strada aia parcului. O lună de zile mi-a ținut, de-aia am... Da. Toți mi-au dat o săptămână, o lună de zile. Du-te la Iași cu domnul inginer, vii domnul înapoi, răbdare, răbdare. Proiectul pe l-a pus doamna data trecută cu fântânile. M-am gândit să văd cât ajunge, ce ne face fântâna, 2-5. Ei, dar dă-mi prinie, așa plău. Am măcar cât e una, fi slat, tot e bună. Nu-i cu fântânile astea la 25 de metri, unde o faci? Că dacă ai făcut aici, vin ai la 20 din dreapta, de ce acolo și noi aici? O facem. O dragi biletele. Da, 10 domnul. Da, apropo de dispensarul care e aici imediat la cartier frumos. Da. Nu aparține, ci mă uit acolo o alei gospodărească noi. Are acolo tip sunt pietică bătrâni și la urcare, au pus un palet din ăsta de la BCA ori. Când ați fost? Când ai fost? Acum 2 ani. Eu făcut. Acum o săptămână, nu știu ce vreau. Uite, dacă e nevoie de urgență cu încăricior, pe celălalt, n-aveai acces. Da, păi nu merg des eu la dispensar. Nu dacă îți parte celălalt. Bine că o mai avut cineva inițiativă, eu am mai mers și nu mi-a plăcut. Ca gospodă. În drum mi-a făcut. Foarte bine, n-am fost două săptămâni. Numai un pic, de exemplu, referitor la fântânile astea, trebuie să luăm treaba foarte în serios, pentru că trebuie făcut un studiu de geologie pentru că dăm disarii, v-am zis, și muncim degeaba, trebuie la 200 de metri o plătești și dai disarii sigur 100.000. Da, dar nu poți face la banii ăștia unul de capul nostru o fântână. De ce spun? Trebuie să faci studii, să vii, că sunt, v-am zis, eu la taicul meu are fântâna în margine, la scânteia, acolo are fântâna în margine și s-a dus cu sonetele alea atunci și o făcut cumva cu 3 sau 4 metri mai jos. Slatină ca la Sarațaua. Nicio problemă, nu te poți să spală bani. Nu, să te duci cu 200 de metri să sărbi, să plătești. Unii faci fântâna e 200 de metri. Păi sunt puțuri. De exemplu, Cristi Munteanu o săpat, nu știu, la 30 de metri. De lângă Cătălin are 6 metri. Și s-a dus taică-mi numai 2 metri mai jos și-i slate. La schiță în piață rază. Nu, dar eu am întrebat. Vini, 30 de metri, tot e ceva. Deci trebuie făcut prima dată niște studii ca lumea. De geologici. Da, bun. Ziceți, domnul Arpion. Domnul primar, vă rog frumos să aveți în vedere decomortarea șanțurilor. Pentru că ați văzut că mai crește iarba, mai... Deja nu trebuie mai, mai în fundă. Mai trebuie și oamenii să-și facă împărătări. Da. Chem trimite, dar nu-i face, cât e posibil. Măcar să le puneți în vedere, să-și puneți măcar șansul, da? Ca să nu mai apar problema... Măcar... Bine, problema o să apară mereu, dar măcar o mai... diminuăm. Da, pentru inundații și... Un pic de ordine. Nimic altceva. Și dacă se poate, poate să fie la Balcan Mare, doamna Ana. Ba da, e prins în proiect. Cum? Când se face proiectul, vine de la asfalt, am văzut în general, se lasă o bandă de... Obligatoriu, da, din 70 până... Așa, și după aceea e șanțul. Și automat se mărește și lățimea drumului. La schite nici sală, e destul de gust. Și dacă prindem un proiect să-l țin capă de vreo, rezolvă problema. Două, dintr-o dată. Și drumul se lărgește și nu mai avem probleme. Dacă ai unii. Să nu puteți dar nu știu ce probleme am avut când am turnat asfaltul. Nu vreau să dea omul 10 cm gardul. Cu toate că nu era nici al lui, nici acolo. Da. Da. Mai am o întrebare. Mi-a plăcut întrebarea domnului consilier. Tactică, așa, subtil pusă. E o coincidență din nou că lucrarea foarte frumos executată e executată de Cuscu? Da, Cuscu noi la Moinești lucrează la Petrol. Nu, de la Pârjol, domnul patron, de la Siliar. Am înțeles că el a lucrat. Nu e Cuscu, n-am pus scrie la Pârjol.
Da. Știți ce vă întreb? Nu știu ce. E o coincidență sau nu? Nu e o coincidență. Ești luat lucrare de pe SEA. Exact cum am vorbit. Da. Și la ședință. Și dacă era altcineva, care era problema? Dacă era altcineva. Nu, mie mi se pare. V-am întrebat dacă e o coincidență. Nu e coincidență. Așa mă gândeam și eu, că nu e o coincidență. E cu dedicație. Da. Dacă nu mai e nimeni, astea nu au fost. Declarăm ședința închisă și... Nu, băi, văd că continuă.